Suntem din nou în direct, prieteni, discutăm despre acest adevărat festival al triatlonului care se va desfășura timp de 2 săptămâni la Târgu Mureș între 1 și 14 iunie, alături de Mărgărit Amza și Stelian Hoța. Stelian, rămăsese discuția la spectaculozitatea și la cât de tehnic se prezintă circuitele de alergare și de bicicletă de ciclist de la noi. Mărgărit vorbea despre cel de la din zona bulevardului cetății. Hai să vorbim pe scurt despre ce înseamnă aceste trasee și mai ales de cel din pădure. Lumea crede că e foarte simplu, că mai sunt la Târgu Mureș și într-adevăr oamenii fac sport, aleargă, majoritatea sunt categoric amatori. Le place mișcarea, dar cred că nici ei nu realizează cât sunt de dificile asemenea trasee. Sunt dificile Dar chiar și pentru pentru alergare, dar aminte pentru ciclism. sunt dificile chiar și pentru sportivii antrenați și este cu atât mai dificil să concurezi pe un astfel de traseu când trebuie să-l faci Hai să spunem în în condiții de mare vreme viteză. bună, nu mai spunem în momentul în care plouă. Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla, dar se poate parcurge și dacă plouă și dacă e noroi. Suntem Sunt sportivi obișnuiți. care de-abia așteaptă să fie cu cât condițiile. Practic, asta înseamnă și asta înseamnă triatlon. Ați depăși propriile limite. Sunt sportivi care sunt mai buni pe noroi, performează mai bine, de multe ori în condiții normale de teren, știindu-ți limitele și valoarea, nu prea ai mari șanse, așa că o furtună, o ploaie torențială, ceva poate să răstoarne O ierarhiile și incantație las. să ai niște șanse în plus. Dar, în general, cei buni sunt mai buni și pe noroi din simpla cauză că se antrenează în orice condiții, oricând și mai mult decât ceilalți. Da, poate unul dintre cele mai spectaculoase, cu cel mai spectaculos traseu pe care am concurat în calitate de triatlonist amator este cel de bicicletă, de mountain bike, și aici trebuie menționat că s-a muncit enorm, în special cred că este creația unui membru veteran al clubului Master Ski and Bike, și anume trebuie să-l numim aici pe Albert Kalman, împreună cu Victor Klos, fratele lui Peter. Au muncit, cred că luni de zile, cu grebla, cu mătura, un traseu de aproximativ 6 km, croit pe unde nu te-ai gândi. Trebuie menționat că în astea 2 luni au fost cam 2-3 furtuni care au doborât destul de mulți copaci în pădure. Este interzis conform legii să intervii și să-i tai, astfel încât au construit un fel de trecător din creengi și noroi peste copacii căzuți, ceea ce a adus la un traseu și mai spectaculos, și mai tehnic. Este dificil în principal din cauza diferenței de nivel. Tot timpul urci, cobori, urci, cobori, e o contrapantă, o săritoare, o coborâre în cap. Nu este extrem de periculos și nu cred că vor fi, și sper că nu vor fi multe, multe accidente, Accidente vor fi, dar e clar. în momentul în care tu vii deja de la o alergare sau vii de la not, nu intri pe traseu odihnit ca și sportiv și ai de făcut acele patru bucle a câte 6 km, este o provocare și pentru un sportiv de elită și pentru un sportiv amator bun. Apropo de sportivi de elită și sportivi amatori, Mărgărit, prezența cum se anunță? Sunt, chiar astăzi mă uitam pe listele de start, deci avem ca și Listele s-au închis, asta e foarte important. în mare parte da, pentru că mai sunt și pe lângă cele 4 campionate mondiale, avem și 2 concursuri adiacente pentru iubitorii de mișcare. Foarte Și bine cred primite că de public, nu doar de ai noștri, exact. și de străini. Dracula Night Swim, care este un concurs de not în bazinul de bărci de la weekend, pe timp de noapte, dar nu pe timp de seară, este ceva Seara, foarte după 9, nu? După interesant. Da, la 21. 9, de obicei, start. Da, și Dracula Night Run, tot așa se aleargă pe la platou Cu o vechime Hornești. mai mare decât cel de not.
Da, exact. De altfel am și am prins tot acest branding cu Dracula, prinde foarte bine la străini și ne-am folosit de acest lucru. Și acolo încă se pot face înscrieri și probabil se vor face până în ultimele zile sau chiar și la locul de știut, înainte de start. Deci tu pentru amator, pentru cel puțin pentru concursul de alergare prin pădure, unde e vampir, nu vine ursul. Deci să ne înțelegem. Să sperăm că nu. Dar în rest avem undeva, așteptăm undeva la, am văzut, cam 1000-1500 de participanți. Și foarte important, cred că peste 90% sunt veniți din străinătate, deci maxim 10% sunt români. Avem undeva la 100 și de participanți din Statele Unite, 300-400 de participanți din Marea Britanie, pentru că acest sport este foarte popular în Marea Britanie. Avem sportivi din Canada, din Australia, din Japonia, din Brazilia, din Venezuela, mai de peste tot. Din Africa de... Avem și din Africa, da, din Africa de Sud. Va fi ceva foarte, foarte interesant și abia așteptăm să dăm startul, să zic așa. Spunea de sportivi americani, de sportivi britanici. Știu că englezii au venit în număr mai mare în 2019. Dar, din nefericire, în momentul de față, România este zonă de conflict. Nu cumva... sau înscrierile nu au fost și ele afectate. Aici sunt înscrieri individuale, nu sunt pe echipe sau pe lot. Practic, fiecare sportiv național, mai ales la age group. Fiecare sportiv din lume care dorea să participe trebuia să se înscrie la federația lor națională. Federația lor națională transmitea listele federației internaționale și noi primeam listele de la federația internațională. Și chiar am adus aici, pentru că vreau să vă arăt. Acesta este manualul de organizare. Are 346 de pagini. Sunt 346 de pagini cu tot ceea ce avem noi voie sau ne este interzis la aceste concursuri. Chiar am observat foarte mult discutându-se despre festivalul de triatlon, campionatul mondial. Și cred că este foarte important de reținut că nu este unul, sunt patru campionate mondiale. Tot la două zile avem câte un campionat mondial. Da, există și sportivi dintre cei înscriși care vor participa probabil la două curse, dar marea majoritate vor participa la câte unul din concursuri. Un alt aspect foarte important și mai ales din punct de vedere economic este că acești sportivi nu prea călătoresc singuri, mai ales cei amatori, și Stelian poate confirma. Ei vin cu familia, lăsând la o parte antrenori și stafful federațiilor naționale, oficialii, toți acești amatori vin împreună cu familia. În anii trecuți chiar vedeam o familie întreagă, 4-5 membri, și doar tatăl participa. Mama și copiii veneau să-și susțină membru familiei. Pentru mulți un soi de concediu. Exact, exact. Și asta face din acest festival... Dacă vreți, un adevărat eveniment social și foarte important economic pentru orașul nostru. Lăsând la o parte partea sportivă și educativă, din punct de vedere economic, cred că este un lucru extraordinar ceea ce se va întâmpla la Târgu Mureș. Am exagerat când am zis cam care ar fi impactul economic? Eu acum vreau să întreb altceva. Înainte să comentez tu pe marginea acestui subiect, cam la cât s-ar ridica bugetul și ceilalți, dacă putem să facem o comparație, nu știu unde s-au desfășurat ultimele campionate mondiale. Că spuneai de Australia că ei au renunțat să-l facă înainte. Chiar am avut o discuție cu cei de la Federația Internațională legată de buget. Ei au fost deja aici acum 2 luni de zile pentru a inspecta locațiile și a ne cunoaște mai bine. Și pot să spun, deci întreg bugetul nostru de organizare cu toate sursele de venit este undeva la jumătate de milion de euro. Și la concursurile trecute, de exemplu a fost un concurs în Ibița, bugetul pe care mi l-au spus cei de la Federația Internațională a fost de 1.300.000 de euro. Exact pentru aceste concursuri.
Bineînțeles, prețurile din Ibița nu sunt totuna cu prețurile din România, dar... Deci ai noștri tractare să ajungă Ibița, în special cei din Horeca. Da, ar fi bine, da? Să tragă tare să ajungă și pe... Pe plan de condiții plan, oferite, da. Ar fi bine să... Da. De altfel, este aceste două săptămâni și asta poate confirma oricine lucrează în domeniul hotelier. În aceste două săptămâni este orașul bubuie, pentru că nu mai sunt locuri de cazare. Inclusiv noi, care am rezervat de luni de zile, mai avem nevoie, să zic, de camere și foarte greu să găsim. Nu suntem numai noi, cu siguranță mai sunt și alte grupuri care vin în oraș sau poate alte evenimente, dar asta înseamnă dezvoltare economică până la urmă și asta înseamnă locuri de muncă. Gândiți-vă că toți acești oameni vor consuma în oraș și nu sunt genul de oameni care vin și, nu știu, cheltuie 10 euro pe zi. Sunt oameni care... Da, nu mănâncă. În traducere liberă, nu mănâncă la pingetava. Asta e adevărul. Să-i spunem cum vrem. E vorba de oameni care își permit, până la urmă fac un sport destul de costisitor. Dacă stau să mă gândesc că aici, Stelian, chiar a fost zilele trecute o paradă a mașinilor clasice. Păi îmi aduc aminte, în 2019, alea nu erau clasice, dar ce biciclete am văzut acolo și când am auzit ce preț are o bicicletă din aia, crede-mă că am făcut pași nu care cumva să dispară și să mă întrebe, să mă ia pe mine la întrebări. Sunt participanți care vin în principal din țări cu tradiție în triatlon, țări avansate din punct de vedere economic. În primul rând au alte venituri comparativ cu cei din Europa de Est, chiar cu noi românii, deși noi suntem în creștere inclusiv. O să poți vedea anul acesta și în cadrul participanților români unele astfel biciclete mai, care costă cât o, mai, cât mai o mașină performante, da. Dar în principal cei care vin din Statele Unite, din Europa de Vest, britanicii, își permit, fac tradițional, de mici, sportul acesta triatlon. De altfel, ca o informație pe care pe mine personal m-a uimit acum câțiva ani când am aflat-o, cei de la Age Group, adică amatorii, cei cu care concurez eu, practic nu se pot înscrie și participa direct, așa cum facem noi românii, ci trec printr-un proces de selecție, concurează pentru a prinde selecție internă, cum ar veni, da, în Marea Britanie, pentru a prinde lista respectivă. Inclusiv am înțeles la categorii mai avansate de vârstă, peste 70, chiar și peste... Înseamnă că se cer, inclusiv la această competiție de amatori, înseamnă că se cer niște rezultate. Că nu, ei nu vor să se prezinte chiar cu oricine. Se prezintă cu elita. Asta înseamnă o selecție, nu? Dacă putem numi așa, elita amatorilor. Și se și vede în momentul în care eu ca amator român concurez cu britanicii, cam știu că voi fi față de ei undeva pe la coada clasamentului. Cred că cu greu aș putea prinde calificarea în Marea Britanie pentru campionatul mondial de la Târgu Mureș. Noroc că îl organizăm noi aici. Luăm ultima pauză de publicitate și vreau neapărat, prieteni, să ne rămâneți alături, pentru că pe lângă aceste patru campionate mondiale mai erau și altele. Dar o să ne spună invitații noștri din această seară de ce nu au sărit calul, să se întindă, așa cum spunem noi în proverb, mai mult decât ne plapuma. Publicitate.